Cum ar fi să mai testez încă o tabletă? Cum ar fi Samsung Galaxy Tab S6? Am testat recent Samsung Galaxy Tab S5e, iar astăzi scoate din cutie Samsung Galaxy Tab S6. Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Avem de face aici cu cea mai puternică tabletă pe care am văzut-o în ultima vreme. Nu de alta, dar vine cu stylus, cu atașament magnetic, două camere în spate, patru difuzoare, procesor Snapdragon 855. Așa că se cam justifică prețul de aproximativ 3600 de lei și a venit momentul să vedem ce poate tableta asta. Deja, Galaxy Tab S5e a fost destul de puternică și a trecut cu brio testele noastre multimedia și nu a fost rea deloc nici la baterie, așa că de la Tab S6 avem numai așteptări bune. Ok, hai să vedem un cum arată terminalul. Știu că este și el foarte subțire. Asta pare ca un leucoplast, așa cum ar fi, așa ar fi textura. Și noi avem aici o variantă care este un fel de albastru foarte deschis spre gri. E așa, aș numi treaba asta cloud, dacă nu așa se și numește. Vedeți, în spate are două camere, chiar aici sus, și sub ele este un locaj special pentru stylus, care vine în cutie și se atașează cu un magnețel. E aici, în zona vârfului, și dacă puneți așa, voilà, rămâne lipit prin magnetism. Sau magie, dacă vreți, acum 200 de ani. Ok, Galaxy Tab S6 și urmează unboxing-ul, dar până la unboxing e acel moment clasic în care o să pornesc tableta pentru a-i vedea ecranul. Ecran evident AMOLED, Super AMOLED, cu o rezoluție generoasă. Și avem o tabletă cu adevărat puternică. Este urmașul lui Galaxy Tab S4, au sărit peste S5 pur. Mi-a plăcut foarte mult Tab S4. Se simte un pic mai solidă și mai grea decât Tab S5e, cam ăsta ar fi primul vibe. Un pic mai premium, niște conectori aici Pogo pentru tastatură și se înceapă și animația de boot și apoi intrăm și facem setup-ul și toate cele clasice. Vedem ce este în cutie. Până una alta, acest stylus este diferit de S Pen-ul care vine cu seria Galaxy Note. Să începem, scrie aici, așa că să înceapă setup-ul și unboxing-ul cel adevărat. Ok, iată-ne deci la unboxing-ul lui Samsung Galaxy Tab S6. Avem de-a face aici cu încărcătorul. Acesta este un alimentator de 9V, 1,67A sau 5V, 2A. Am rezolvat-o pe asta, trecem mai departe. Iată un nou unghi asupra stylusului de care vorbeam. Nu seamănă deloc cu S Pen-ul clasic de la Galaxy Note-uri și abia aștept să văd ce poate. Până și vârful este diferit, iar aici este porțiunea magnetică care se va atașa la spatele tabletei. Mai departe, avem aici cablul care este de la USB-C la USB-A. Și aici mai avem niște lucruri. Cred că ar trebui să găsim o cheiță care oferă acces la sloturi și niște manuale. Ok. Dar nu s-a terminat. Cum ar zice americanul, but wait, there's more. Ok, iar aici avem, hai să vedem, niște vârfuri de rezervă pentru stylus. Greu de ajuns la ele. Hai să vedem. Cam acestea ar fi vârfurile și avem și un cleștișor cu care le putem schimba. Era o perioadă când nu știam ce sunt astea și le confundam mereu, dar ne-am făcut băieți mari. Acum știm ce este tot peste tot. Ok, punem lucrurile la loc și revenim la invitatul special al acestui unboxing, preview, cum vreți să-i spuneți, Samsung Galaxy Tab S6. Începe setup-ul și hai să-l lăsăm în limba română, abia aștept să ajungem la o parte mai avansată, astfel încât să reglăm acest ecran, să nu mai facă acest efect din cauza frame rate-ului camerei. În realitate nu se vede, dar știți voi, cu camera am mai avut chestia asta, Super AMOLED. În fine, un ecran de 10,55, Super AMOLED cu rezoluție generoasă, o rezoluție de 2560x1600 de pixeli și dăm înainte. La interior un procesor foarte puternic, Qualcomm Snapdragon 855 și ce vedeți aici? Avem cititor de amprente în ecran, dar și recunoaștere facială. V-am zis, o tabletă foarte puternică, o tabletă de business, o tabletă de afaceri. O tabletă pe care dacă o conectezi la tastatură, poți să înlocuiești un laptop. Și cred că am terminat cu setup-ul. Procesorul anterior menționat e însoțit de 6 GB de RAM, e și o variantă cu 8 GB, și mai avem și 128 sau 256 GB de stocare.
Ce mă impresionează pe mine e că avem o cameră duală în spate, un combo de 13 plus 5 megapixeli. Filmează 4K, are și bokeh și vedeți aici avem și decupajele pentru antene, ca pe vremuri. Un corp din metal, din câte știu eu, talia este de 5,7 mm, greutate de doar 420 de grame. Aici avem sloturile, portul USB-C, două speakere, două difuzoare și în zona de sus încă două. Apoi aici avem acel Pogo Pin Connector, cu care conectăm tastatura dedicată. Am vorbit de ecran, am vorbit de camere. Hai să vedem cum stăm la camera din față. Știu că la capitolul cameră din față avem 8 megapixeli, de parcă ar face cineva selfie, mai degrabă niște convorbiri pe Skype. Ok, văd că avem și Netflix preinstalat, ceva aplicații de la Microsoft și la capitolul baterie știu că avem o unitate de 7040 de mAh, iar difuzoarele sunt powered by AKG și Dolby Atmos, tehnologii high-end. Mai avem și Wi-Fi, dual band, Bluetooth 5.0, restul pachetului clasic de dotări. Nu avem jack audio, în cazul în care vă întrebați, probabil că ați remarcat treaba asta, dar avem GPS și funcție DeX și o încărcare rapidă la 15W, din ce am înțeles. Uitându-mă pe aici, îmi dau seama că avem de-a face cu Android Pie, cu One UI aplicat peste. Avem și Dolby Atmos și Samsung DeX, care mi-a plăcut maxim această funcționalitate pe Galaxy Tab S5e. Asta pentru că mi-a permis să simulez un fel de experiență ce aducea puțin cu Windows, chiar dacă operam pe Android. Și evident, îl avem și pe bătrânul Bixby la pachet. Ce vreau să văd eu e cum stăm cu interacțiunea cu stylusul. Sincer, fiind prima oară când pun mâna pe tableta asta, mă aștept să nu meargă chiar din prima, sau cine știe. Ok, deci a recunoscut inputul meu. Văd că recunoaște și pointerul. Apăruse pe ecran la un moment dat pe acel fundal negru, s-a văzut pointerul. Ok, și hai să vedem ce aplicații avem aici. Avem Game Launcher, Samsung Notes. Aici o să-și poată manifesta în mod real potențialul. Și ar trebui să aibă și recunoașterea scrisului de mână, pe care să-l transforme în scris digital, cum am văzut pe Galaxy Note 10. Ok, multiple penițe. Hai să vă arăt semnătura mea. Ok, ceva de genul ăsta, dar un pic mai stilizat. Și aș spune că e un pic mai comod decât S Pen-ul. Parcă și o idee mai comod decât Apple Pencil, dar să vedem. Pare și un pic alunecos la prima atingere. A, ce tare. Cred că poți să ștergi. Văd că a apărut și o paletă aici cu opțiuni. Și cred că ai fi putut să ștergi dacă ți ne-ai apăsat. Da, dispar elementele dacă ți-ai apăsat. Foarte tare. Ok, un prim contact cu această tabletă de productivitate, business desen cu preț pe măsură, în jur de 3600 de lei. O tabletă, sincer, super dotată, dacă mă întrebați pe mine. Procesor Snapdragon 855, o grămadă de RAM, o grămadă de mAh, același timp subțire, 4 difuzoare și un stylus pe care îl poți alipi în spate, cam așa, magnetic. Cât de tare e treaba asta? O să copieze Apple cam în 2 ani. Cam atât la mobilisima.ro, am luat contact cu Galaxy Tab S6 și ne cam place. Revenim cu review cât de curând. La revedere!